Oricine, indiferent dacă este o școală, persoană juridică, administrație locală sau persoană privată, poate solicita puieți de la Direcția Silvică Mureș și asemenea solicitări există. Școlile, în general, sunt cei care solicită să facă astfel de lucrări în perioada aceasta. Firme private, instituții, pot să spun așa, nu firme, în general primăriile, vedeți poliția, jandarmeria, dar școlile și primăriile sunt cei care se prezintă pentru astfel de lucrări. Ocoalele silvice din cadrul Direcției Județene sprijină doritorii de a planta nu numai cu puieți, dar și cu sfaturi tehnice pentru a se asigura că aceștia supraviețuiesc. În pădurile se fac cu anumite categorii de puieți determinate științific, ca să vă spun așa, pe baza unor planuri și măsurători. Noi indicăm numărul de puieți, speciile de puieți, schemele de plantat, modul de plantat, vedeți că și aici la fiecare 15-20 de oameni este un personal silvic angajat, fie la ocolului, chiar și a direcției, care îndrumă în măsura în care poate pe fiecare în parte. În plus, ocolul silvic Mureș va împăduri și regenera în această primăvară 800 de hectare.